Femeia angajată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj este chiar soția polițistului de la IPJ Dolj, confirmat pozitiv cu COVID-19 acum câteva zile. În urma probelor prelevate a reieșit că și aceasta a contactat virusul. E vorba de o persoană care lucrează în cadrul DGAPS Dolj. E vorba de unul dintre angajați? Da, lucrează în cadrul DGAPS Dolj și colegii mei de la epidemiologie deja au declanșat anchetă epidemiologică ca să vedem contactii pe care această persoană i-a avut. Până în acest moment al anchetei epidemiologice s-a stabilit că din cele 7 persoane care lucrează în același birou cu persoana diagnosticată, 3 colegi au intrat în contact direct cu aceasta. Ele se află acum izolate la domiciliu și sunt monitorizate de medicii de familie. Totodată, conducerea DGASPC Dolj, în colaborare cu reprezentanții DSP, au stabilit ca 323 de persoane care sunt în izolare la locul de muncă în centrele rezidențiale să fie testate. De asemenea, în data de 9 mai, alte peste 300 de persoane din cadrul DGASPC Dolj, care urmează să intre în izolare la locul de muncă, vor fi testate pentru SARS-CoV-2.